Bine ați revenit, prieteni, la cel de-al 13-lea antrenament. Vom începe astăzi prin a ridica câte un genunchi timp de 15 ori pe fiecare parte. Și dăm drumul! Acum vom roti brațele timp de 45 de secunde. Încercăm la jumătate să ducem în cealaltă direcție. Și dăm drumul. Cel de-al treilea exercițiu vom face 25 de genoflexiuni. O să continuăm cu 15 jumping jack și dăm drum. Vom trece la următorul exercițiu, care este cel mai iubit exercițiu al nostru, și anume fandările laterale. O să facem 18 repetări pe fiecare parte, deci total 36. Ori mai întâi doar pe o parte, ori alternăm în stânga-dreapta. Și dăm drumul.
Trecem la următorul exercițiu. Vom face timp de 1 minut mountain climbers. Adică, ne așezăm în poziție de flotare, spatele drept și vom ridica câte un genunchi spre piept. Și dăm drumul. Vom continua să facem ceva pentru picioare. Ne vom așeza pe o parte și vom face câte 25 de ridicări laterale de picior. Și dăm drum. Ei bine, ajungem la penultimul exercițiu pentru astăzi. Îl vom face pe plank. Și anume, ne așezăm în coate. Picioarele ca și cum am face flotări. Și vom menține această poziție timp de 30 secunde. Și dăm drum. Thank you.
Ajungem la ultimul exercițiu. Vom face ceva nou de data asta. Și anume, ne vom așeza în poziție de flotare. Vom face o flotare, după care vom sări cu genunchii în față. Aici. După care ne ducem în spate și vom face iar o flotare și acest proces se va repeta în total de 5 ori. Deci, ne pregătim și dăm drum. Foarte bine, oameni buni, încă o zi s-a terminat cu succes, ne pregătim pentru data viitoare, așa că ne vedem!